În comuna Perien s-a început cu ceva vreme în urmă extinderea rețelei de apă, canal și asfaltarea a 4,4 km de drum. Însă, modernizările nu sunt suficiente. Primarul a reușit să atragă atenția celor de la Consiliul Județean care au băgat în visteria localității 600.000 de lei pentru ca edilul să-și termine în acest an investițiile începute. Sperăm cu acest ajutor, pentru că suntem pe ultima 100 de metri, în primăvara acestui an să putem finaliza această mare investiție. Vreau să subliniez faptul că prin acest proiect se realizează, sau mai bine zis, s-a și realizat o extindere de aducțiune cu apă în Perien Vale, s-au modernizat 4,4 km asfalt și totodată s-a instalat o stație de epurare cu o capacitate de 200 metri cubi 24 de ore și o rețea de canalizare pe o lungime de 20 de kilometri. Deci o investiție majoră pentru comunitatea noastră, care odată dusă la sfârșit va crea bune condiții de trai, ca să spun așa, în comunitatea noastră. Chiar și așa, banii repartizați inițial de Consiliul Județean nu sunt suficienți. Nu ar fi un buget care să poată acoperi întregul necesar, ca să spun așa, pentru a permite o dezvoltare așa cum ne-am dorit noi, primarii în general. Comuna Periene are un singur sat în componență și o populație de peste 3600 de locuitori.